Bine ați revenit la întrebări. Azi vă voi pune întrebarea cu numărul 36. Dar întâi să vedem cum putem folosi o monedă care cade mai des pe o față decât pe alta pentru a face totuși o tragere la sorți corectă, cu șanse egale. Să ne amintim prima întrebare legată de monedă. Să presupunem că sunteți arbitrul unui concurs în care doi concurenți sunt câștigători cu scoruri egale. Regulamentul concursului spune că în astfel de situații câștigătorul este stabilit prin tragere la sorți. Cineva vă dă o monedă, dar vă spune atât vouă cât și celor doi concurenți că ea cade mult mai des pe o față decât pe cealaltă. Atât. Nu spune și pe care dintre cele două fețe cade mai des. Și întrebarea este: cum putem folosi moneda aruncând-o o singură dată ca să stabilim cinstit, cu șanse egale, câștigătorul? Pentru această situație, răspunsul este simplu. Deoarece nimeni nu știe pe care față cade mai des moneda și trebuie să o aruncăm o singură dată, facem o tragere la sorți obișnuită. Cel care alege nu este avantajat în niciun fel, deoarece nu știe nici el pe care față cade mai des moneda. Gândiți-vă la situația limită, să presupunem că moneda cade tot timpul pe o singură față, niciodată pe cealaltă. N-are importanță, șansele să fie aleasă fața respectivă sunt 50%. De fapt, situația este echivalentă cu cazul în care am dat deja cu moneda, dar nu știe nimeni cum a căzut. Și cineva trebuie să aleagă o față. Șansele sunt de 50%. Deci, în prima situație, n-are importanță dacă moneda este cinstită sau nu, facem o tragere la sorți obișnuită și va fi corectă. Să revedem a doua întrebare. A doua întrebare. Primiți o monedă despre care știți că arată mai des o față decât cealaltă, atunci când cade. Totuși, vreți să găsiți o metodă pentru a folosi moneda pentru a trage la sorți cu șanse egale între două posibilități. De data asta, metoda trebuie să se bazeze pe un număr mare de aruncări. Deci aveți voie să aruncați de câte ori vreți moneda, atât pentru a găsi o regulă pe care să o puteți folosi în viitor, cât și atunci când trageți la sorți. Cum procedați? Ni se cere să găsim o metodă care se bazează pe un număr mare de aruncări. Aici sunt mai multe soluții posibile, dar toate au o doză oarecare de aproximare. Sigur, cu cât aruncăm de mai multe ori, aproximația scade, dar consumul de timp se face mai mare. O metodă ar putea fi următoare. Aruncăm întâi moneda de un număr foarte mare de ori, asta trebuie să o facem o singură dată, de să zicem 1000 de ori. Facem acest lucru ca să aflăm cu cât mai mare precizie probabilitatea de cădere pe o față sau pe cealaltă. Să presupunem că moneda a căzut de 725 de ori cap și de 275 de ori pașură. Atunci putem considera că probabilitățile sunt 0,725 pentru cap și 0,275 pentru pașură. Și acum, pentru a trage la sorți, putem stabili un număr de aruncări. Nu prea mare, ca să nu dureze mult, dar nici prea mic, ca să încercăm să eliminăm abaterile de la regulă, de la probabilitate, care apar cu atât mai frecvent, cu cât numărul aruncărilor este mai mic. De pildă, să stabilim că aruncăm de 30 de ori. Probabilitățile pe care le-am aflat când am aruncat moneda de 1000 de ori arată că, în acest caz, moneda cade de regulă de 0,725 înmulțit cu 30 ori cap, adică de 21,75 rotunjit de 22 de ori. Și atunci, cel care a ales fața cap câștigă dacă moneda cade de mai mult de 22 de ori din 30 cap, în timp ce celălalt câștigă dacă moneda cade de mai mult de 8 ori pașură. Să revedem acum și a treia întrebare. A treia întrebare, cea mai grea. Pentru că într-o sală de spectacole nu sunt decât aproximativ jumătate de locuri din numărul celor care ar vrea să vadă un spectacol gratuit organizat în sala respectivă, vă gândiți să faceți în felul următor. Când o persoană ajunge la ușă, o puneți să aleagă cap sau pajură și dați cu banul.
Dacă a ghicit, intră, dacă nu, nu. Dar aveți aceeași monedă despre care a fost vorba și în primele două întrebări, adică o monedă care cade mult mai des pe o față decât pe cealaltă. Și vă dați seama că după un timp, cei care așteaptă la intrare vor observa că una dintre fețe cade mai des decât cealaltă și toți vor alege din acel moment fața respectivă. Și asta va duce la intrarea unui număr prea mare de spectatori în sală, vor intra mai mulți decât câte locuri sunt și asta nu trebuie să se întâmple. Nu puteți ascunde rezultatele tragerii la sorți, aruncării monedei, pentru că totul este televizat. Înseamnă că trebuie să găsiți o metodă pentru a folosi moneda în așa fel încât pentru fiecare persoană șansa de a intra să fie egală cu șansa de a nu intra. Și mai este o condiție. Metoda nu trebuie să presupună foarte multe aruncări, deoarece nu aveți timpul necesar să dați cu banul de 10 de ori pentru fiecare persoană care vrea să intre în sală. Puteți găsi o astfel de metodă. La această întrebare se poate da un răspuns foarte interesant, răspuns care a fost găsit de John von Neumann, probabil cel mai mare matematician al timpului în care a trăit și unul dintre cei mai inteligenți oameni ai lumii. A lucrat la proiectul Manhattan, proiect care a avut ca scop obținerea primei bombe nucleare și mai târziu a lucrat și pentru realizarea bombelor termonucleare. Raționamentul lui Neumann se bazează pe probabilitatea combinațiilor posibile de două aruncări. Să presupunem că probabilitatea să cadă cap este P1, o notăm cu P1, iar probabilitatea să cadă pajură o notăm cu P2. Evident că P1 plus P2 trebuie să fie 100%, deoarece una dintre fețe trebuie să cadă, deci probabilitatea să cadă oricare dintre fețe este 100%. Eliminăm cazurile foarte rare în care moneda se oprește pe muchie. Dacă se întâmplă așa ceva, atunci repetăm aruncarea. Dacă ne gândim la probabilitatea unei combinații de două aruncări, avem 4 posibilități, așa cum vedeți în desen. Avem probabilitatea să obținem cap-cap și probabilitatea acestei serii de două aruncări, ca să apară această serie de două aruncări, este pe 1 ori pe 1. Pentru că sunt evenimente independente, putem înmulți probabilitățile. Avem apoi probabilitatea pajură-pajură și aici avem P2 înmulțit cu P2. Pentru cap-pajură avem probabilitatea P1 înmulțit cu P2 și pentru pajură-cap avem probabilitatea P2 înmulțit cu P1. Și partea interesantă este aceea că, după cum vedeți, probabilitatea să cadă cap-pajură este egală cu probabilitatea să cadă pajură cap. Atenție, probabilitățile de apariție ale celor două combinații nu sunt 50%, pentru că mai sunt și alte combinații, dar sunt egale. Ăsta este lucrul important. De pildă, dacă probabilitatea să cadă cap este 60%, iar probabilitatea să cadă pajură este 40%, atunci puteți urmări calculul probabilităților pentru toate combinațiile de două aruncări aici. Deoarece probabilitatea să cadă seria cap-pajură este egală cu probabilitatea să cadă seria pajură-cap, putem folosi următoarea metodă pentru a obține două rezultate cu probabilități egale. Dăm cu banul de două ori. Dacă a căzut aceeași față de două ori, repetăm. Aruncăm din nou de două ori. Când obținem două rezultate diferite, stabilim că rezultatul este dat de prima aruncare. De pildă, dacă a căzut cap-pajură, câștigă cel care a ales cap. Dacă a căzut pajură și apoi cap, câștigă cel care a ales pajură. Sper că v-a plăcut această rezolvare care este într-un fel surprinzătoare prin simplitatea ei. Am primit 3 răspunsuri care conțin propuneri de utilizare a monedei pentru o tragere la sorți cinstită. Unele dintre metodele propuse diferite de cele pe care vi le-am spus, iar aceste răspunsuri au venit de la Maniura Antonio, de la Dumitru Antonie și Doina Mustățea. Dumitru Antonie și Doina Mustățea chiar s-au gândit la posibilitatea utilizării aruncărilor multiple și, ca de obicei, domnul Dumitru Antonie a făcut o analiză riguroasă a acestor probabilități pentru aruncările multiple.
Au fost sugerate și posibilități de utilizare a monedei care implică terțe persoane, de către Dumitru Antonio și Maniura Antonio. Important este că cei care au răspuns au reușit să demonstreze că se pot găsi metode pentru o tragere la sorți cinstită, chiar dacă se folosește o monedă care nu este cinstită. Să trecem la întrebarea de azi. Cunoașteți cu siguranță întrebarea pe care o pun copiii, de obicei altor copii: care este mai greu, un kilogram de fier sau un kilogram de pene? Și răspunsul pe care ei îl consideră evident este că, fiind vorba despre un kilogram, n-are importanță că e vorba de fier, de pene, de magiun de prune sau de aer. Un kilogram este un kilogram. Dar apare aici o problemă legată de faptul că întrebarea este care este mai greu, adică este de fapt legată de greutate, iar kilogramul este unitate de măsură pentru masă. Am de gând să vorbesc despre masă și greutate ca să arăt deosebirea dintre ele într-un clip. Până atunci voi spune doar că masa este o măsură a inerției unui corp și nu este o forță, în timp ce greutatea este o forță care apare prin interacțiune gravitațională, cel puțin în mecanica clasică, dar acum nu trebuie să intrăm în astfel de amănunte. Și atunci întrebarea pusă de copii, de fapt, este: care are greutatea mai mare, un kilogram de fier sau un kilogram de pene? Ca să fie mai simplu, vă propun să vorbim despre fier și lemn. Și ca să fie și clar, să dăm o definiție greutății. Și anume să spunem că greutatea este forța cu care Pământul atrage un obiect. Sigur, aici, la suprafața Pământului, asta înseamnă greutate. Dacă vi se pare o precizare inutilă, dacă vi se pare că e evident că asta înseamnă greutatea, să știți că în teoria relativității generale, greutatea nu mai este o forță cu care se atrag corpurile. Dar despre asta voi vorbi poate în alt clip, din altă serie. Având în vedere definiția greutății ca fiind forța cu care Pământul atrage un corp, să ne gândim acum la o balanță. Pe un taler avem o masă marcată din fier, o masă de un kilogram, și pe celălalt taler avem o bucată de lemn. Iar balanța este echilibrată, ceea ce înseamnă că toată lumea va spune că avem un kilogram de lemn pe talerul din dreapta. Și întrebarea este: care e mai grea, masa marcată sau bucata de lemn? Aștept, ca de obicei, răspunsurile voastre. La revedere!